numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, mă uitam la zăpada de afară și mă gândeam ce frumos începe triodul prin așternerea unui covor alb peste toate păcatele noastre la început de post. Iată cele trei trâmbiți puternice ale duminicilor pregătitoare înaintea Sfântului și Marelui Post al 40-imii sau postul care l-a postit Mântuitorul Hristos, ne vine în întâmpinare cu psalmi și cântări duhovnicești, ne vine cu în întâmpinare cu cuvinte frumoase de la Sfinții Părinți. Sfântul Ioan Gură de Aur, Patriarhul Țarigradului, cum mi se spunea pe vremuri, a fost întrebat ce este smerenia și a răspuns ucenicului său: smerenia este semn de recunoaștere a adevăratei creștinătăți. Deci smerenia nu este un act care se câștigă printr-o metodă sau printr-un exercițiu, ci este un act de fiecare zi, care cu cât mai mult te antrenezi în el, cu atât poți să-l dobândești mai bine. Unii se cred smeriți și sunt foarte smeriți, alții se cred nesmeriți și sunt prea smeriți. Iar unii se cred smeriți și nu smeriți de fel. Cam aceasta este problematica Evangheliei de astăzi, pe care a văzut-o Vameș în contextul său, când spunea: Doamne, milostivi-mi mie păcătosul. Deci a văzut că n-are ce să facă din puterea lui și a cerut totul de la Dumnezeu, iar acel vameș plin de sine, căruia îi curgea smerenia prin vinele minții, a spus: îți mulțumesc, Doamne, că nu-s ca toți ceilalți. De fapt, cum spunea într-o conferință în Altul Antonie, predica va și fost ținută. Deci este clar că trebuie să ne smerim dacă vrem să dobândim ceva. Și eu mi-am ales astăzi două criterii. Întâi să vorbim puțin despre mândrie. De ce vreau să vorbesc întâi despre ea? Pentru că și mie mi-e tot asta dragă mai mult. Deci ce înseamnă mândria? Mândria înseamnă ieșirea din sinele personal, ieșirea din cunoașterea de sine a noastră personală, este fica iubirii de sine și zămislește în om din trei lucruri. Din slavă deșartă, din trâmbițare de sine și din părere de sine. Cine se crede ceva este nimic, iar cine se crede cineva nu este nimeni, spune proverbul de la țară. De aceea, mândria ca rădăcină de păcat este căderea îngerilor. Și Isaia ne arată: stea de dimineață care ai căzut din cer și ai târât cu tine a treia parte din stelele cerului. Și ce s-a făcut? Cu mii de ani s-a format iadul înainte de căderea îngerilor. Iată ce periculoasă era această boală a mândriei pe care Dumnezeu din timp i-a pregătit locul. Ce mai este mândria? Este lupta satanei cu ființa omenească, care, deși căzut în iad, caută să-l introducă și pe om în iad. Deci mândria este cărarea spre iad. Ăsta este adevăratul context sau adevărata definiție a mândriei. Mândria este poarta iadului. Din mândrie au căzut îngerii, din mândrie a căzut Adam, din mândrie au căzut apostolii când au căzut, Iuda și Petru și toți ceilalți care după aceea s-au și smerit prin fugă, iar din mândrie cădem noi astăzi și din mândrie au căzut și surorile noastre biserici sau celelalte confesiuni care ne dau permanent cu pierea și cu spreiu, crezând că într-o bună zi vom mânca la grămadă cu ei, precum mănâncă porcii la troacălăturile Sfintele lui Hristos, mână în mână cu toți sectarii și cu toți neoprotestanții. Deci trebuie să ținem minte două lucruri. Mândria desparte pe om de Dumnezeu. Cum poate fi recunoscut omul care are mândrie? Vine Sfântul Macar Egipteanul, care întâlnindu-se cu un ucenic a fost întrebat. Zice: Avo, pot să știu dacă sunt mândru? Și atunci Sfântul Macar îi spune: privește-te în sine întâi și vezi dacă ești sincer. Deci iată semnul de depistare a mândriei. Dacă ești sincer cu tine, înseamnă că ești smerit. Dacă nu ești sincer cu tine însuți, înseamnă că ești mândru. De ce? Mințindu-te pe tine, de fapt îi minți și pe alții. Un alt criteriu de descoperire a mândriei, spune Mântuitorul Hristos, zice: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Ce înseamnă blând și smerit cu inima? O naștere într-o iesele, o viață într-o tâmplărie, un popor flămând desculț și bolnav în urma lui, niște sandale în picioare,
fără haine, fără traistă, fără casă, fără masă. Unde veți intra și veți pomeni de numele meu să spuneți pace casei acesteia și de vă vor primi pe mine mă primește și de vă vor asculta pe voi pe mine mă ascultă. Deci iată un semn de smerenie. Un alt semn de smerenie care dă dovadă că mândria este căderea tuturor sfinților. Deci am spus a tuturor sfinților, pământul este plin de sfinți, dar în cădere, care n-ajung toți la liman. Noi toți ducem o luptă duhovnicească de sfințenie, dar cădem exact ca la examenele de poligon. La o anumită probă ca alții, la o anumită probă ca alții, iar poarta cea strâmtă de-abia, de-abia numără câte unul când se face veselie în cer pentru un păcătos care s-a pocăit. Pentru că, să știți, în primul rând, raiul nu-i plin numai de sfinți, ci este plin de păcătoși pocăiți. De aceea, deci primul semn de cunoaștere a smereniei este pocăința. Și Mântuitorul ne-a dat pildă. Ucenicii au venit la el și a vrut unul locul din dreapta și din stânga, iar alții au vrut care să fie cel mai mare. Mântuitorul s-a încins pe sine și ați auzit încântarea de la fericiri, când a spus, chemând Mântuitorul pe ucenicii săi, le-a arătat adevărată smerenie încingându-se cu fota, deci cu ștergarul respectiv, spălându-le picioarele, le-a arătat cine este mare înaintea tuturor. Ei, noi nu trebuie să ne spălăm picioarele, să ne spălăm mințile de valurile mizerii care pătrund peste noi fără să ne dăm seama. Și pentru că am intrat în contextul Evangheliei, să zicem că am ajuns și la începutul acestei Evanghelii ca să știm despre ce este vorba. Doi oameni s-au suit în templu. Acești doi oameni nu au un nume deosebit. În schimb, au două funcții distincte. Unul este vameș, deci om intelectual și pregătit oricând să cunoască legile, deci nu este un om nepregătit. Ca să vă convingeți, o puteți verifica la trecerea unui punct vamar. Deci vameșii nu erau oameni păcătoși, ci erau o măsură de păcătoșenie pentru viclenia cu care lucrau. Dar erau oameni înțelepți ai societății de atunci. Ei făceau schimbul de trafic de mărfuri dintr-o zonă în alta, luând acea dijmă, cum se spune, sau bir, când trecea pe teritoriul unui stat străin, ceea ce se întâmplă și azi. Dar ce este fariseul? Farisei avem din totdeauna. Fariseii sunt acei despre care Mântuitorul a spus că sunt un fel de morminte văruite, care se roagă prin piețe, se roagă prin uliți, se roagă la vedere, se roagă, să spunem, prin gări sau prin tramvaie, prin locuri. Deci prin locuri unde sunt văzuți, dar ei nu se roagă niciodată ascuns. Și de ce nu se roagă niciodată ascuns? Am să vreau să vă fac o comparație ca să mă înțelegeți. Nu pe toți cei care îi vedeți în biserică, să spunem, închinându-se la icoane, sau cu broboada pe ochi, sau cu fusta până în pământ, sau plin de smerenie cu un geamantan după tine, sau nu știu cum să mă exprim, nu acasă în familie fac același lucru. Acasă probabil că se ceartă, acasă probabil că nu se înțeleg, probabil n-au timp de pravilă și canon, n-au timp de biserică, n-au timp de post, dar în fața oamenilor pozează adevărata creștinătate de care biserica n-are nevoie. Și vreau să vă spun de ce n-are nevoie. Mulți au căzut tocmai din acest context. Doamne, îți mulțumesc că eu postez două zile pe săptămână și dau zeciuială. Foarte mulți din noi ne înșelăm prin faptul că noi suntem în încrederea noastră siguri că noi sprijinim ortodoxia și biserica. Nu o sprijinim deloc. Să vă dau o pildă. Dacă am sprijinit biserica cu adevărat și viața noastră de zi cu zi ar fi în folosul bisericii, cum? Nu bisericii unde te rogi. Că n-ai ce să-i faci bisericii, ea stă pe loc. În folosul creștinătății pe care o propovăduiești. Corectitudinea de la servici, corectitudinea față de familie, creșterea demnă a copiilor, munca cu demnitate în societate și toate celelalte, comportamentul cu vecinul, comportamentul cu prietenul, comportamentul cu ruda, comportamentul cu aproapele, ar demonstra cu adevărat și aia este singura măsură și unitate de măsură prin care tu îți vezi smerenia, nu ceea ce crezi tu despre tine. Este adevărat că atunci când ne uităm în oglindă, nouă ni se pare că suntem cineva. Dar lăsând oglinda cea de argint care pozează imaginea și privind la oglinda sufletului nostru, de-abia în fața duhovnicului,
de-abia. În fața duhovnicului ne vedem nimicnicia, cum se spune, ne vedem micimea sufletului. Părinte, zice, aș vrea să fac fapte bune și nu știu cum să le fac. Nu știi să le faci? N-ai văzut casă de sărac să duci o plasă de pâine? N-ai văzut năcăjit să-i duci o haină? N-ai văzut un sărac să-i dai un ban? N-ai văzut un amărât că nu se poate să intre un tren să-l ajuți sau stă la rând la pâine și nu-i ajunge un rest să-i întinzi și să-i o dai? Deci iată metode de a face milostenie, dar nu numai în criteriul acesta. Asta e materială, asta e pentru cei neștiutori de carte. Vine și milostenia cea spirituală și sufletească. S-au făcut și să fac în continuare. Ce să fac? Să fac adunări de sindicat în care să cer drepturile oamenilor muncii. Să face liga cu tare pentru nu știu mai ce drepturi, nu știu pentru ce podium, nu știu pentru ce forum. Dar de ce nu să faci un sindicat al creștinilor? Deci oamenii să inițieze acest sindicat al creștinilor, iar acest sindicat al creștinilor să aibă ca temă următoarele lucruri. Adevărata pocăință în biserică, adevărata milostenie în biserică, adevărata rugăciune în biserică, adevărata viață duhovnicească în familie, adevărata viață morală din societate și adevărata luptă, să spunem, împotriva corupției. Și asta este o temă duhovnicească, pentru că cine înșală pe aproapele său și îl fură, se fură de fapt pe el însuși, se păgubește sufletește, fericit Augustin. Oameni pe lângă oameni, oameni pentru oameni și oameni contra oameni. Deci vezi că nu-i mare filozofie? Acestea trebuie să fie temele cu care să se lupte societatea. Noi ne-am învățat foarte frumos, prin faptul că venim la biserică, să cădem fără să ne dăm seama în postura fariseului. De ce? Nu mă interesează, zice, eu mă duc la biserică, fac ce îmi spune duhovnicul, ascult, eu nu i-am ieșit din cuvânt, postul mi l-am ținut, rugăciunea mi-am făcut-o, n-am treabă, e păcătoasă, eu nu discut cu ea, sau e păcătos, n-am ce să discut cu el. Deci alunecăm foarte ușor în defăimare, alunecăm foarte ușor în ignoranță, dar prin asta mă întreb un singur lucru, dacă cuviosul Siluan spunea în cartea aia între iadul smereniei și a deznădejdii, zice, și dacă aș ști că dracii se chinuie în iad și atunci îmi pare rău. Dar niște oameni sau păcătoși care sunt în iad. Ei, până la dragostea aceea desăvârșită e o treaptă. Nimeni nu o să ajungă fugând sau alergând. Dar mă întreb un lucru. Când aproapele tău suferă sau cade și la scara blocului tău, de exemplu, vin sectari și tu de la etajul 8 și ăsta de la etajul 1, tu ortodox, ăsta catolic, sau tu ortodox, ăsta protestant, sau tu ortodox, ăla penticostal sau baptist. Cum poți să spui că este asociația de locatari, când de fapt acea scară trebuie să fie o comunitate sau o familie? Stai, frate, stai că-ți venim noi în ajutor să vedem ce vor ăștia, ce le trebuie. Ia, să vedem sindicatul creștin. Convoacă imediat ședința, să vedem ce îți lipsește, bă, pentru ce te duci, ce faci, ce treci, ce vrei. Nimeni nu sprijină biserica în felul acesta. Mulți se cred ctitori de biserici prin faptul că au aruncat un teanc de bacnote, să spunem, de 100.000, sau au aruncat un milion sau 10 și cu asta ce zice? Eu sunt ctitor. Nu ești niciun ctitor. Ești un fariseu, pentru că tu inima și mintea ți-o hrănești pe faptul că ți-ai făcut datoria. Dar nu ți-ai făcut datoria față de aproapele, pentru că porunca din Scriptură așa spune, întâi să iubești pe aproapele ca pe tine însuți, și apoi și pe Dumnezeu din tot cugetul, din tot inima, din tot sufletul tău, și când acestea două le unești, că de fapt Dumnezeu se pune primul că le-a zidit, iar zidirea se pune a doua fiindcă nu-i mai sus de ziditor, dar să le iubești pe amândouă ca pe tine însuți, și pe Dumnezeu din tot cugetul tău și puterea ta, și pe aproapele ca pe tine însuți. Deci cum îl iubești tu pe aproapele când te uiți la el cum cade, sau cum te uiți la el că stă în mizerie, sau stă în beție, sau stă în desfrânare, sau întâmplător să bat pe stradă doi oameni, dar nu să bagă nimeni să-i despartă, arbitrează. Să trage de un bătrân, îl trântesc jos, să smulge plasa unui neputincios, să izbesc doi copii cap în cap, dar nu să bagă nimeni între ei. Stai mă, nu-i creștinește, nu-i frumos, nu-i ordonat, nu-i ce, dar ce să mă amestec, ce să am dureri de cap. Iată fariseismul cu care se luptă astăzi biserica. Este de fapt o formă abstractă de creștinism, bolnavă, ținută prin lonzincării, prin tipărituri, prin părerea că citim multe, că știm multe. Iată ce spunea un mare învățat despre toată cultura creștină. Zice, cultura creștină este un bulgăre mare de gheață
care a înghețat rațiunile duhovnicești ale sufletului și până acesta nu se va topi să dispară cuvintele și să rămână trăirea, totul este egal cu zero. Iată ce este și filocaliile, iată ce este și viețile sfinților, dacă sunt băgate numai la calculator și nu sunt băgate și prin inimă, deci trebuie filtrate întâi. Pot să emit care-i prototipul sfântului meu, de pe ce, care-i sfântul după care mă ghidez, care este modelul după care eu mă iau, de smerenie, de milostenie, de pace, de răbdare, de toate celelalte. Da, nouă ni se pare că suntem în biserică. Stăm în biserică, dar se pare că stăm uneori degeaba. De aceea și acest vameș, să fiți sigur că în momentul când a intrat cu fariseul în biserică, Dumnezeu a rânduit prin pronie dumnezească ca cei doi să se întâlnească față în față și să fie unul în față și unul în spate. În față, pentru că era bogat și își permitea să ajungă până la ușa Sfântului Altar, iar în spate, fiindcă era sărac și n-avea bani de o lumânare. Și ce a zis? Nu mă mai duc în față să mă vadă ăștia că-s necăjit. Dar totuși rugăciunea celui de la urmă depășise rugăciunea celui din tâi. De ce? Omul, când a intrat în biserică, a uitat că modelul autentic de smerenie și de sfințenie este Iisus Hristos. Și a făcut Dumnezeu personal. Și fiecare din noi în sine are un Dumnezeu al lui personal. Unul se vede mai bun decât celălalt, unul se vede mai sfânt, unul îi se pare că e prea tăcut, unul că e prea smerit, unul că e prea blând, unul că e prea milostiv, unul că e nu știu ce. Astea sunt măsurile care le credem noi despre noi. Dar ce spune Hristos? Că toată dreptatea noastră înaintea Lui este o cârpă lepădată? Va rămâne în ziua judecății să vadă dacă mila mea sau dragostea mea, sau iubirea mea, sau smerenia mea, au fost în autenticitate cu cineva. A fost mântuitoare, s-a împlinit cuvântul Scripturii care spune, mântuind, mântuiește-te. Că cineva va zice, da, dar asta e treaba preotului. Nu e adevărat, psaltirea e pentru tot creștinul. Deci, spune acolo, slujiți Domnului cu frică și vă bucurați Lui cu cutremur. Da, îi slujesc lui Dumnezeu cu frică, dar cum mă bucur cu cutremur când mă bucur de cel de lângă mine că a căzut? Cum să mă bucur? Deci cum să mă bucur când văd că biserica pe zi ce trece și creștinismul pe zi ce trece se alterează? Tot mai mulți bani, tot mai multe fonduri materiale, tot mai multe explicații, tot mai multe cărți, tot mai multe broșuri, care vin și ciupesc din cloaca bisericii câte un puișor și îl trag de partea răului. Deci binele să pierde câte un pic, să destramă. Exact cum sunt ochiurile la o flanea. Deci când tragi câte un ochi, dispare, apoi dispare un rând, dispare al doilea, până dispare toată împletitura. La fel și în biserică se întâmplă, fraților. Unii au luat-o crezând că sunt creștini. O iau ușor cu bioenergia, unii o iau cu razestezia, unii o iau cu catolicismul, unii o iau cu protestantismul, unii o iau cu sectele, unii o iau cu părerile personale, alții mai sunt și atei. Dar dacă îl întreb de ce e ateu, el nu știe în primul rând de ce e om. Îl întreb, bă, tu de ce ești ateu? Care? Ce te-a determinat să fii ateu? Păi că așa am vrut eu. Că ai vrut tu, asta e o nulitate. Ați văzut, am un cordon de 150 de metri prin care transmit curent electric. Și el se întrerupe la un moment dat într-un loc. Electricianul n-aruncă întreg cordonul. Taie doar scurtul din contact, le unește și totul se continuă în continuare. Biserica nu se destramă prin aceste puncte nevralgice bolnave. Biserica nu o destramă ateii, biserica o destramă necredincioșii, care sunt mai periculoși, cum spune și Scriptura, că nu vor învia la judecată necredincioșii, ci merg la o sândă veșnică, și o desfințează credulii. Ce sunt credulii? Credulii sunt punțile sectare pe care le întâlnim noi frumos în oastea Domnului, când unii o iau razna. Li se pare că sunt mai deștepți ca preotul, li se pare că știu mai mult decât să spunem biserică, li se pare că sunt mai deștepți ca vecinul sau ca aproapele și ușor, ușor, din credulitate se face naivitate, din naivitate se face superioritate personală, iar din superioritate personală începe această aroganță. Eu le fac pe toate și tu nu faci nimic și ce vrei să fii în rând cu mine? Și omul începe să urce spre scădere, pentru că cine se înalță, de fapt, se coboară. S-au rugat. Nu mai trebuie să spunem cum s-au rugat.
Unul a zis că îi mulțumește lui Dumnezeu. Toți îi mulțumim lui Dumnezeu. Toată suflarea care este în biserică, toată îi mulțumește lui Dumnezeu, pentru că datorită lui Dumnezeu suflăm, respirăm, existăm, mâncăm, dormim, suntem sănătoși, ne mișcăm. Dar nu îi mulțumește lui Dumnezeu tocmai în punctul în care trebuie. Nu îi mulțumește lui Dumnezeu pentru faptul că i-a dat puterea să fie ceea ce este. Pe cât nu i-ai auzit, dar ce mi-am făcut studiile ca să mă înșir cu oricare, să dau bună ziua la tot sărăntocul? Dar oare a cui sunt studiile? A cui este înțelepciunea și luminarea minții și puterea și toate celelalte care le-ai avut când ți-ai făcut aceste studii sau ți-ai făcut această înălțare în scara valorilor? Oare nu este potența lui Dumnezeu? Și atunci tu cui mulțumești? Și că mulțumescu-ți, Doamne, și aici începe marea greșeală, că nu-s ca ceilalți oameni. Cum sunt ceilalți oameni? Spune Scriptura, să nu-i defăimați pe cei mici, că îngerii lor pururi văd fața lui Dumnezeu în cer. Deci, iată, ceilalți oameni sunt ca și noi. N-am văzut om care să aibă în constituția lui personală anatomică ceva în plus față de celălalt. Aceleași mâini, aceleași picioare, aceeași minte, aceeași inteligență. Și, în final, se judecă de acum clasele sociale. Ascultați! Nu sunt adulter, dar nu mai sunt ca acest vameș. Deci, eu care sunt procuror, nu sunt milițian. Nu sunt ca milițian. Doctorul spune, eu nu sunt ca vânzătorul. Vânzătorul spune, eu nu sunt ca cumpărătorul. Cumpărătorul spune, eu nu sunt ca paznicul. Paznicul spune, dar eu nu sunt ca cerșetorul. Și iată metoda prin care oamenii se declasează între ei, dar declasându-se, de fapt, ce fac? Se despart și se dezbină și începe adevărata lupta lui Satana și câștigul față de ceea ce voiește să facă. Și această luptă, frățiorilor, n-a început azi sau ieri. Această luptă în popor, această luptă între clase, este de o viață foarte rar. Foarte rar în istorie, fiindcă și istoria este uneori un fals, și istoria este uneori un fariseu care hrănește pe cei de lângă noi, fiindcă mulți se văd eroi în istorie, dar pe faptele altora. De ce vreau să vă spun lucrul ăsta? Tocmai ca să înțelegeți un lucru. Spun mulți, zice, da, zice, o să fie bine. Cu ce ai contribuit tu la acel bine de te bucuri de binele altuia sau făcut de altul? Vezi că istoria te face un fariseu, vezi că însuși istoria este un fariseism. De ce? Atunci când nu este interpretată corect. Faptul că se trage astăzi clopotul, sau faptul că se bate astăzi toaca, sau faptul că astăzi există libertatea de a veni la biserică, nu-i meritul nostru, a nimănuia, ci este meritul lui Dumnezeu. Deci este meritul lui Dumnezeu. Și este sângele intelectualilor care au căzut în închisori. Spunea odată cineva foarte frumos, zice, părinte, ce naiv și copii sunteți, zice, dacă ați ști voi, zice, cu câtă forță intelectuală s-a făcut canalul, îmi povestea din prigoanele astea, din timpul comunismului. Zice, dacă ai ști câte creiere s-au îngropat acolo și nu trebuiau puse acolo, zice, trebuiau puse sus în societate ca să fie astăzi bine. Zice, n-ai mai spune, zice, că asta este istorie. Ei, așa vă spun și eu, dacă am ști noi cât au pătimit sfinții, cât au pătimit martirii, cât au pătimit apostolii, cât a pătimit însuși Mântuitorul și am meditat numai câte puțin la valoarea acestor dureri pe care biserica le-a făcut pentru întregirea ei, pentru existența ei, am vedea că fiecare dangăt de clopot și fiecare lovitură de toacă este un strigăt a celor care nu mai sunt, dar de sus păzesc biserica. Deci este biserica biruitoare din cer, care prin glasul sfinților ne îngăduie nouă astăzi să spunem, Doamne miluiește, să luăm o lingură de cuminicătură în gură, să ascultăm o liturghie, să ascultăm o cântare la strană, să putem să ne botezăm, să putem să ne cununăm. Ce ar fi fost dacă în cele trei veacuri de martiraj creștin de la început, de la Nero, la împăratul Constantin, când împărații păgâni au căutat să distrugă biserica, cei de atunci ar fi fost nepăsători ca noi. Foarte mulți intelectuali astăzi sunt farisei fățarnici. De ce? Au capacitatea și ponderea de a sprijini biserica și se amăgesc
se amăgesc în credința lor că fac totul pentru biserică și nu fac nimic. Este nevoie de mișcările și este nevoie, în primul rând, de acele organizații duhovnicești care au fost altădată, nu suficiente 4 conferințe cu 4 părinți în postul mare, vine Teofil și a ținut 2 ore o cuvântare sau mai vine nu știu cine și cu aia s-a terminat, s-a spiritualizat Iașu pe un an de zile. Nu, frate, ar trebui în amfiteatru la facultate, ar trebui în clasele studențești, deci în institutele de învățământ superior, să existe adevărate mișcări duhovnicești de spiritualitate ortodoxă. Avem o groază de studenți imbecili la minte. Ei cred că studenția este un carnet, o legitimație, un drept de a plimba autobuzele, un drept de a desfrâna cumuierile, un drept de a prosti profesorii de un 5, de un 6, de un 7 acolo și de a mânca banii părinților. Asta nu se cheamă, frate, nici învățătură. Vezi, pe asemenea elemente se ridică astăzi societatea și noi vrem să fie bine. Cum să fie bine când conduce nulitatea? Poți, cum spunea la matematică, ci că mulțimea vine egal cu 1, este imposibil să taie. La fel este și în societate. 0 egal cu 3. Păi cum să fie egal cu 3 când e 0? Deci la fel trebuie să se miște, deci trebuie să se facă o trezire, nu în ascor. Ascorul nu poate să îndeplinească cerințele la 4.000 de tineri sau 40.000 de tineri sau 400.000 de tineri cât are Iașu. N-are ce să facă. Trebuie la fiecare nivel de școală, la fiecare nivel de fabrică, la fiecare nivel de institut și învățământ superior și fiecare loc de muncă să existe un centru, un mic centru, unde printr-o mică ședință, o mică discuție, cel mai duhovnicesc din colectivul de muncă sau cel mai spiritual, să povestească, să discute, să pună în vedere și în valoare valorile ortodoxiei. Pentru că în curând, cuvioasa Parascheva de la Iași, de Sfintele Moaște care ocrotesc Moldova, nu vor fi altceva decât un punct de atracție și de vizită. Mă duc să văd și eu moaștele alea. Sau cum spun sectarici, că mămâia aia de gips. Asta este părerea lor. Deci vezi câtă bolnăvire mentală și mai aud 3-4 babe și mai spun la 10 vecine. Oare să fie așa tu cu mătră? Uite ce mi-a spus un sectar, că acolo nu-i cuvioasa Parascheva, că e făcut așa ceva. Vezi cât e spiritualitatea de adâncă? Vezi cât e omul de pătruns în sine? Deci el se roagă, dar nu-i convins că se roagă în adevăr. El nu-i sigur că biserica poate să-l ajute. El nu-i sigur că Dumnezeu lucrează direct prin el. Că cineva îmi spunea într-o zi, zice, părinte, zice, oare dacă vom da pomelnic la biserică se împlinește ceva? Zic, nimic nu se împlinește. Dar de ce? Doar am contribuit. Degeaba ai contribuit material. Asta e a trupului. Fă tu spiritual cu sufletul să existe acea coordonată de rugăciune între preot și creștin. Când tu zici aici cu pace, Domnule, să ne rugăm pentru Gheorghe, Ion și Maria, în societate Ion, Gheorghe și Maria, prin unda duhovnicească să vină în legătură cu biserica și amândoi odată să fie în Doamne miluiește. Tu ești în pat la televizor și biserica îți face ție pomelnicul la liturghie, te proscomidește. La ce-ți folosește? Deci vezi cât de slabă este spiritualitatea? Biserica este la un pas de a fi înghițită. Deci nouă ni se pare că s-a tipărit un vagon de cărți, că nu știu câte biserici să rădică tot orașul, dar ce dracu să teme de cărămizi și de fer beton, să teme dracu de cărți. Păi auzi ce îi spunea odată la un călugăr de la Neamț. Zice, bă, voi de ce stați în mănăstire, într-o vedenie? Aveți tărfăloagele astea, zice, biblioteca asta nenorocită, zice. Și i-a spus și numărul de volume, zice, aveți vreo 30.000 de volume aici, zice, mai trândăvin pe ele să nu pună nimeni mâna pe ele. Fiți siguri, faceți o mustrare de conștiință și veți vedea că acasă fiecare aveți teancuri de cărți care nici nu le-ați deschis. Eu când mă duc pe la câte o sfințire și mă uit în casa omului, fiecare are bibliotecă, dar nu cred că le-a citit. Le ține să le aibă la număr, să se fălească, să se mândrească, să se înalță în sine că el a cumpărat și a adres și a făcut. Părinte, și dați creștin, să vezi câte cărți am și dacă îl întreb la ce pagină e rugăciunea de dimineață, se uită în cuprinsul ceaslovului, nu știe că e prima.
Deci vezi câtă slăbiciune sufletească, vezi cât fariseism. Fariseismul de astăzi din Evanghelie este doar din 5 versete exprimat. De ce se exprimă numai din 5 versete? Fiindcă 5 simțuri avem. Dar ce trebuie să știm? Trebuie să știm faptul că de fapt noi ne fariseim în fiecare zi când ne sabotăm pe noi înșine și societatea noastră. Nu o să se poată nimic fără Dumnezeu. Poți să computerizezi totul, poți să pui totul pe bandă rulantă, poți să pui totul să meargă numai pe electroni și pe fotoelectric, conștiința va merge după voia și după bătaia lui Dumnezeu. Conștiința va lucra în om numai în raport de credința lui. Poți să faci brânză artificială și pâine artificială și ouă artificiale și izmeni artificiale și pantaloni artificiali și șosete artificiale, dar suflete artificiale n-ai să reușești să faci niciodată. Deci ca să implantăm în noi un suflet curat, trebuie să o facem numai și numai prin credință. Iar prin credință nu se face stând degeaba. V-am mai spus, trebuie să se treacă concret, cum a fost rugul aprins prin anii 50 la Mănăstirea Antim în București, când cele mai mari vârfuri ale spiritualității ortodoxe au cuplat profesori, poeți, doctori, ingineri, oameni de cultură, oameni de literatură, oameni de academie și au făcut o mișcare duhovnicească din care prostimea de jos, pentru că așa este exprimat la oraș, zice prostimea de la țară, prostimea de la țară, mai zice Doamne miluiește și biserica nu se dărâmă, pentru că prostimea de la oraș s-a buiecit, prostimea de la oraș nu există. Sigur este neplătită întreținerea pe câteva luni, dacă casetele porno și video nu lipsesc din casă. Sigur, prostimea de la oraș toată este în aur, în inele, în zgârzi, în cercei și în toate, dar nu are toată prostimea de la oraș, nu are toată ceaslovul și psaltirea. Prostimea de la țară, să culcă în fiecare seară cu tatăl nostru, dar în oraș poți să-i cauți pe degete. Rar și rar când se întâmplă să vină cineva să facă pomelnic și să nu-l întreb lucrul ăsta. Domnule, zic, mă, tate, obișnuiești să te rogi seara și dimineața? Părinte, de obicei n-am timp, mă grăbesc la servici. Ia ca poftim răspuns de fariseu. Eu am servici. Deci ai văzut ce tronează în primul lucru? Serviciu tronează. Și părinte, dacă am pierdut serviciu, dar dacă ți-a Dumnezeu mâinile și capul și te întunică, ce faci pe urmă? Deci vezi că nimic fără Dumnezeu, cum scrie pe inscripțiile alea americane. Deci totul trebuie să fie cu Dumnezeu. Deci nu că am dat zeciuială, nu că am plătit cultul la biserică, nu că am aprins lumânările la morți sau am intrat în biserică și am dat pomelnicul, că nu mă încântă pe mine prescura care o duci tu la altar și apoi ieși pe stradă cu poșeta și duci javra de lanț ca să ia aer. Trebuie, în primul rând, să-ți ții sufletul în biserică, să asculte glasul Sfintei Liturghii. Trebuie să-ți ții sufletul în biserică ca să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Ai să vezi, și la ora actuală sunt suficienți, nici nu trebuie să vă spun eu, câți naivi, cu visuri speciale, cu vederi speciale, cu descoperiri speciale, cu imaginații poetice, încep să scrie, să-ți înșire. Părinte, zice, ce mi-a descoperit mie Dumnezeu? Ce ți-a descoperit? Mă, nu s-a descoperit nimic, totul e de la facerea lumii. Părinte, să vezi ce vedenie am avut, ce vedenie ai avut? Nu ți-ai văzut încă prostia, că nu mai aveai de văzut altceva. Deci trebuie, în primul rând, să avem o credință sănătoasă. Fariseul de aceea a fost acuzat. El nu și-a luat pildă pe Dumnezeu, ci și-a luat pildă un om ticălos. Un om care și la el, la rândul lui, ca și cum am spune noi la judecată. De exemplu, suntem la un proces și ca să ne disculpăm aruncăm, da, ce judecătorul e mai corect ca mine? Sau ce doctorul meu e corect ca mine? Deci ne aruncăm vina în spate unul altuia. Ei, Dumnezeu în legea darului a venit să desfințeze această vină aruncată la întâmplare. Și veți vedea că astăzi trâmbița sună, cărările mântuirii, ușile pocăinței. Asta este trâmbița chemării de azi din Evanghelie. Dar duminica viitoare la Fiul Risipitor, deci la Fiul Risipitor veți vedea o pocăință adevărată și veți vedea un om care se pune de-a curmezișul. Veți vedea că se schimbă rolurile. Deci, cel păcătos se pocăiește și poate să fie poate chiar vameșul de azi, eu nu știu și nu mă privește, iar cel care l-a văzut îndreptându-se, care adineauri îl judecase și spusese, nu-ți ca acest vameș. Când l-a văzut pe vameș că s-a ridicat, căuta să-l afunde din nou. Ce, i-ai dat vițel? Eu stau cu tine în toată ziua și mie nu-mi dai nimic?
Ce? I-ai dat lui sandale și încălțăminte și inel de sărbătoare și amblat cu desfrânatele și pe mine, eu care stau toată ziua cu tine, n-am nimic? Și Dumnezeu cât de blând răspunde: da, mă, fiule, mă, dar toate ale mele sale tale, dacă tu ești cu mine și eu sunt întru tine, și eu și Tatăl una suntem, și cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine, ce pot să-ți mai dau mai mult? Ce poate un fiu să primească mai mult de la Tatăl său decât trupul și sângele? De aici și valoarea paternității în viața civilă, de aia este interzis și divorțul, de aia este interzisă și despărțirea prin legea bisericii, pentru că tatăl și mama creează și n-au voie să împrăștie, deci n-au voie să dezbine, ei trebuie să rămână uniți prin creație. La fel și Dumnezeu în partea duhovnicească pe fiii săi nu le dă dreptul să se dezbine. Câtă scârbă n-are astăzi biserica spunând, ne întoarcem la a doua parte a Evangheliei și în final. Stătea undeva în spate, stătea departe, își bătea pumnul cu pieptul și spunea: Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătos. E adevărat. Cred și sunt sigur că așa spunea. Dar să vedem de ce spunea așa. Cum poate biserica ortodoxă sau biserica creștină, plină de sfinți, de moaște, de icoane făcătoare de minuni, de daruri duhovnicești și de cele șapte taine, de valori și de scrieri care n-ar încăpea în lumea asta dacă ar fi să fie toate traduse pe care le-au lăsat Sfinții Părinți, să mai ridice ochii la cer, să mai vină în fața altarului divin și să spună: Doamne, sunt curată. Nu mai poate spune, își bate mereu pumnul cu pieptul și spune: sunt necurată, am încă concubinajuri, am încă desfrânări, am încă hoții, ucideri, curvii, mânie, ură, vrajbă, pismă, invidie, răutate, părere de sine, răzbunare, uriciunea pustiirii o am în locul cel sfânt. Iată ce vine biserica să se plângă prin gura vameșului. Și de ce îi se spune vameșă bisericii? Poți să-i spui vameșă oricând, pentru că ea cântărește valorile spirituale a fiecărui om prin taina spovedanii. Nu există o vămuială mai corectă și o vămuială mai sigură decât pe temelia Sfintelor Canoane, a Sfinților Părinți și a rânduierilor bisericești, care arată omului în ce postură se află. Vine biserica și plânge. Zice: nu știu ce s-a întâmplat cu fiii mei, că o iau spre Roma, deși lumina stă în Ierusalim. Vine biserica protestantă și țipă în gura mare. Zice: totul e prin har, totul e prin credință, ce vine de la Dumnezeu, nu ne mai mântuim. Și biserica strigă de veacuri la mulțimea păcatelor mele căutând. Ați auzit cum s-a cântat la strană? Cărările mântuirii, ușile pocăinței. Deci arată că este scăpare, arată că nu s-a căzut de tot, mai este o șansă de ridicare. Dar omul este surd la șansa chemării, rămâne mai abstract la șansa, n-are nimic, mergem dincolo. Uite, mi-a promis că ne dă dolari, ne mai dă un loc de casă, ne mai putem lua și o mașină, nu e atâta post, nu e atâta rugăciune, nu e atâta taxă, nu e atâta cerință, dar de fapt nu li se cere nimic material, ci li se dă în schimbul sufletului. Că a spus Hristos: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, temeți-vă de cei ce ucid sufletul. Și la ora actuală, lupta este pentru cei ce ucid sufletul. Toate necazurile și nevoile care le vedem noi din afară la ora actuală, deci toate necazurile care le vedem, începând de la un preț de mizerie al pâinii și până la un preț de mizerie al încălțămintei și până la un preț de mizerie al cărții și a unui salar, toate ni se trag din această alergare oarbă spre cei ce văd lumina la Roma. Deci spre cei ce nu-L văd pe Hristos la Ierusalim. Spre cei ce-L văd pe Dumnezeu umblând printre oameni și zidind cărămizi și spitale și dând milostenii și dolari și caritate. N-are nevoie Dumnezeu de așa ceva. El a spus clar în Scriptură: de mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca. Iar Psaltirea vine și ne înarmează, zice: schimbata pentru fără de legea lor pământul bun în sărături de apă, iar sărăturile l-a făcut într-un pământul roditoare. Deci în pustie curgea mană, în pustie ieșa apă din piatră, se hrăneau cu pâine cerească, iar astăzi murim de foame în pământ fertil. Nu Dumnezeu ne întunecă mintea, nu Dumnezeu ne distruge material,
Nu Dumnezeu râde de noi și ne răstoarnă pentru mințile noastre privatizate și democratizate. Nu Dumnezeu își bate joc de noi când vede că totul am stat și ne-am computerizat. Ne-am pus buton la veceu, buton la masă, buton în casă, buton la servici, buton la mașină. Și degetul s-a format numai la buton, la cruce nu mai stă. Deci vezi, de aici vine căderea cea periculoasă. Mulți când aud aceste vorbe, știi ce spune? Popa ăla e nebun, o fi nebun săracul. Dar ce se întâmplă? Mai nebuni pot fi ăia care nu vor să vadă realitatea. Mai nebuni sunt cei care cred că e bine așa. Pentru că omul ce face? Rabdă, îndură, suferă, dar nu iau atitudine. Băi, merge rău, dar de ce merge rău? Stai să văd un pic de ce merge rău. Și îi spuneam odată unei doamne o explicație care vă interesează pe toți. Zice, părinte, zice, noi lucrăm într-un mic centru, așa, ne-am privatizat, șeful, zice, ne-am prostit până ne-am privatizat și acum aș bate joc de noi. Dar dacă voi, într-o bună zi, vă adunați toți, vă puneți piciorul în prag și îl zvârliți pe șef afară, cu toată privatizarea lui. Stai, domnule, adică ce, noi suntem dobitoși de muncă? Ce suntem noi? Ce privatizare? Te-ai privatizat ca să-ți lucrăm, nu să ne sabotezi sau să-ți bați joc. Ce lege va putea să ia atitudine în fața la 20.000 de muncitori dintr-o fabrică? Dacă ei își pun punctul de vedere creștin, fără să dărâme tehnologie, fără să strice mașină, fără să-și bată joc de piesă sau de bunul care este lucrat tot din fonduri și de ale statului. Poate cineva să ia o atitudine? Nu. Cred că o va lua tot împotriva aceluia. Sau rugăciunea pentru fiecare, când se duce acasă, tot să pun și să roagă pentru el. Dumnezeu ori îl îndreaptă, ori îl stârpește, că pe cel păcătos urăște Domnul și pe viclean. Dar omul ce face? Să dă bine pe lângă el, să-l mai dea încă pe trei afară, îl mai ajută și mai pârăște încă pe vreo patru, mai dă încă pe vreo 10 și încă pe vreo 6 și rămâne o clică de oameni pierduți care de fapt ei distrug societatea și nimeni nu știe de ce nu merge. Nu merge, frate. Degeaba schimbăm formulele dacă nu schimbăm mentalitățile. Trebuie în primul rând să scoatem prostia din noi, să ne expunem o minte curată și fără intenții personale. Deci când astăzi eu lucrez și frământ pâine, nu o fac de 400 de grame ca să-l înșel pe cel flământ, ci o fac de 510 grame, ca el să vadă că cele 10 grame în plus este bunătatea mea față de el și el să câștige încrederea să o cumpere sau să o mănânce. Și în felul ăsta se face iubirea creștină. Asta este adevărata lege a mântuirii, nu ceea ce facem noi. Pentru că ce se întâmplă? Ce nu se face bine, spune Sfântul Ioan Damaschin, nu se cheamă bine. Ce nu este adevăr, nu rămâne adevăr. Cât nu suferă Dumnezeu? Voi nu vă puneți întrebarea, că noi nu știm. Dar cât nu suferă Dumnezeu când vede că cu fiecare zi ce trece, rânduri de creștini iau calea sectelor. Și de ce iau calea sectelor? Iau calea sectelor că și-au pierdut încrederea în primul rând în ei înșiși. Personal am întâlnit ien oameni și care vin la spovedit și îmi spune, zice, părinte, nu mai am încredere în nimic. Asta e marea greșeală. Dacă nici în tine nu mai ai încredere și tu pe tine nu te crezi în ceea ce gândești, înseamnă că ești un mare zero. Cum poți să-ți schimbi gândirea de o viață? Deci stau până la 50 de ani, ortodox, muncitor, creștin, român, naționalist, folclorist sau ce vreau să fiu, fiindcă fiecare popor are tradiția și lucrul lui, și deodată mă schimb și mă arunc în chimonou cu gură de leu. Vezi câtă slăbiciune a minții? Vezi câtă slăbire duhovnicească? Nu mai este bună biserica cu Sfânta Liturghie, că am auzit-o de 40 de ani într-una și mi se zgâre astăzi în urechi vorbele ei. Este mai bună rugăciunea halandala făcută la întâmplare unde rag toți ca boie și nu se înțelege nimic. Este mai comodă rugăciunea în scaun cu chitară. Este mai comodă împărtășirea fără post. Este mai comodă rugăciunea scurtă și deloc. Este mai comodă viața și traiul luxat. Îmi spunea odată o femeie foarte sinceră. Părinte, zice, dar de ce până la Revoluție n-ați dat ordin să se umble acoperit în biserică? Pentru că n-aveam preoți în biserică, zic. Păi cum, cine slujea? Marțafoi. Zice, dar de ce spuneți vorba asta? Biserica are trei prototipuri. Pentru om îl are pe Iisus Hristos, pentru femeie o are pe Maica Domnului, iar pentru societate are morala Evangheliei.
Pe asta merge creștinismul. Nu cum a spus nu știu cine, zice, este metoda de a ține pe proști în frâu. Nu ținem pe proști în frâu. Oamenii care au ajuns la trăiri înalte au scris tratate întregi de rugăciune. Oamenii care au ajuns la descoperiri înalte au scris adevărate cărți de descoperire care toate astăzi se împlinesc. Se spunea, și știți de când erați copii, că la anul 2000 lumea se va înșela și va fi rea și va veni Antichrist și se vor urî unul pe altul și așa mai departe. Ce știați voi din popor? Le vedeți cu ochii voștri? Le trăim pe picioarele noastre? Știți ce mai trebuie? Mai trebuie un singur lucru. Încă o dată accelerată sărăcia, încă o dată accelerat stoparea producției, fiindcă și asta este o chestie de societate, că nu poți să mănânci dacă n-ai ce mânca și n-ai ce să mănânci, și apoi să vină vagoanele de grâu românesc plecate cu 50 de ani în urmă în străinătate, să vină astăzi înapoi peste graniță și să le iei pe bază de buletin cu poză computerizată. Și apoi zice omul, zice, da, păi eu nu mă închin la Antichrist. Păi cum nu te închin dacă ți-i lene tu să trăiești din munca ta? Cum dacă ți-i lene să produci tu? Cum dacă ți-i lene să te închini tu? Cum dacă ți-i lene să te rogi la Dumnezeu să-ți dea lângă tine, aștept să vină din afară? Ce să-ți vină, domnule, de la păgân? Ce să-ți trimită păgânul? Ce să-ți dea? Ortodoxul și creștinul le-a avut pe toate. N-a dus lipsă niciodată. Pădurile au fost hotar, sprijin, acoperământ și casă la nevoie. Au trecut popoare barbare, au trecut nenorociți, tot felul de idioți. Nu ne-au despărțit de pământul ăsta. De aici ne-am încălzit, de aici ne-am acoperit, de aici ne-am îmbrăcat, de aici ne-am încălzat. Pământul și-a dat rodul său la vremea sa. Spune mai departe Cartea Sfântă. Și cel ce a poruncit pământului să scoate tot felul de roade și astăzi le dă, ați văzut? Cât de frumos când înfloresc primăvara pomii, sunt încărcați de floare. Și când se lege, vine o brumă și pică toate. Și stă omul și se miră, dar de ce a picat? Pentru că suntem noi buni. Pentru că ne rugăm prea mult. Pentru că postim prea mult. Pentru că îl cinstim prea mult pe Dumnezeu. Pentru că și astăzi, după atâta vorbăraie de 5 ani de zile în mănăstirea Bârnova, când mă duc în oraș, icoana Maicii Domnului o văd ascunsă după dulap. N-am intrat într-o casă de oameni mari să văd icoana Maicii Domnului pusă pe perete sau o candelă sub ea. Numai pe la dosuri, să nu strice aspectul camerei. Ei, pe la dosuri ne ajută și Dumnezeu. Deci vezi ce vameș are biserica, vezi de ce nu poate ridica ochii? Pentru că cum ridică ochii, strigă cei de afară. Aveți hoți, aveți curvari, aveți bandiți, aveți cutare, aveți cutare, aveți cutare și ne scot ochii. Vine hovistul și spune, zice, uite la voi cum se bea, uite la voi cum se curvește, uite la voi cum se înjură. Vine penticostalul, zice, uite a voștri ce fac duminica. Uite, zice, unde stau, stau în șans la crâșmă în loc să șadă în biserică. Și biserica tace, bate pumnul cu pieptul, milostiv fi mie păcătosul, că n-are ce să facă. N-are biserica ce să facă, nu pot preoții să iasă cu arcanul în stradă și să se ducă să-i cheme pe creștini la biserică. Și cineva va spune, zice, da, dar și preoții sunt răi, sunt răi că i-am făcut noi răi. Dacă creștinii erau serioși și aveau atitudine și fiecare biserică de miră are comitet parohial, fiecare biserică de miră are gospodarii satului, uite, părinte, până aici cu băutura, până aici cu țigara, până aici cu furtul, până aici cu cutare. El s-a îndreptat de nevoie, că altfel nu sta în comunitate. Dar omul ce a zis? Lasă, hai să-l dăm la rele ca să avem de cine râde. Ați râs de Dumnezeu și de voi înșive. De ce? Făcându-și ei de cap, cei mai slabi s-au smintit, au căzut, i-a înghițit sectele și astăzi prietenii și vecinii noștri ne sunt dușmanii noștri. Cine-ți bate în poartă și îți zvârle cărți și broșuri? Vecinul tău. Cine-ți bate în poartă și spune hai la Jehova? Mătușta cu mătrăta, sorăta și varăta. De ce? S-au dus mai demult acolo că au găsit o fisură în ortodoxie și au găsit o conjunctură în sectologie. Deci și-au găsit o mâncare de pomană. Și ia ca unde am ajuns, frate. Tineretul e needucat, mai mult discotecă și prostii și dezbinări. Chiar ieri am întâlnit un pruncușor de 16 ani care deja trăise cu femei până în grumaze era sătul. Și zic, băi copile, unde le-ai învățat-o astea? De la prietenii mei mai mari din Tudor. Eu uite de unde le-am învățat. Deci vezi?
Iaca de ce nu plouă, iaca de ce nu ninge, iaca de ce nu-i pâine, iaca de ce sunt scumpe toate, iaca de ce n-ajunge banul de chirie, iaca de ce n-ajunge banul de mâncare. Pentru că nu vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, de vă veți îndărătnici și mai greu vă voi pedepsi. Și spune, zice, voi cere socoteală până la ultima drahmă. Ce a făcut? Când a văzut că i-a iertat și ăsta nu poate ierta, l-a chemat și a spus să-l scuturați până la ultima lețcaie. Deci eu vă iert vouă păcatele, v-am dat Sfânta Liturghie, v-am dat botez și cununie, v-am dat preoție, v-am dat tot ce vă trebuie să vă mântuiți și voi nu mă înțelegeți pe mine deloc. Dați socoteală! Morți și boale, norod, necazuri și ispite, foame, sete, frig, ciumă, holeră, cancer, sida, ai văzut ce vine? Și mai vine un lucru la urmă. Mai vine Antihrist calare pe avion, dacă o mai veni și ăla de unde Sarsaila mai veni, și ce o să facă? O să învețe pe toți să mănânce ca iepuroi la cartelă. Mergi, bagi cartela, iei felia de pâine și de salam și la muncă sau la trândăveală, indiferent, nu contează. Să mergi în țara păcatului, iar când va veni seceta cea mare, cum spune, ca pe vremea lui Ilie, și când va veni mânia și iuțimea, cine să se mai îndrepte, cine să se mai pocăiască? Biserica e distrusă de mult, nu mai este. Recent a dat la televizor într-un sat unde iehoviști au spart o biserică ortodoxă de tot, au dărâmat-o de pe fața pământului. Și a întrebat de ce? Zice, noi suntem 3.000 și creștini 1.000. De ce să aibă ei biserică în sat la noi? Să-și facă undeva, pe un deal. Ați văzut? Prietenii noștri, vecinii noștri, cumătrii voștri, frații voștri, cumnații voștri, de ce ai văzut cine o sparge? Și dacă se continuă așa, ce se întâmplă? Să dărâmă bisericile sau să închid și să fac muzee? Că e foarte frumos să vii să vizitezi complexul medieval Bârnova, te uiți la 3 ruine dărâmate, stropite cu praf de piatră, te mai uiți la icoană veche mâncată de carne, mai dai un 500 sau un 5.000 la poartă, mai faci o cruce de aia așa scripcărească, mai găsești ca oala cu aghiazmă în spate și spui că e apă, tragi una că ești răcorit și înfierbântat de afară, și ai trecut prin biserică, zice, a fost bunica, zice, a fost la biserică, ne-a dus azi cu mașina într-un loc departe. Dar ce v-a folosit că ați mers departe? Nu v-ați folosit cu nimic. Deci biserica trebuie să reînvie prin cele 3 pături sociale. Prin sat să se păstreze conservarea și toate bunurile spirituale care le-am păstrat. Moartea, nunta, jocul, foamea, setea, necazul și bucuria. Prin clasa muncitoare să prospere, deci să prospere credința și sârguința față de tot ce se întâmplă în societate, fiindcă ăștia totuși au un cuvânt de spus și moșnege spăducă, iar tineretul și intelectualitatea să vină să sprijine activ biserica, nu prin povești. Poveștile nu mai au valoare. Lozincăria nu mai are valoare. Vezi prin ziare, zice grupul școlar nu știu care a vizitat bătrânii nu știu de unde și le-a cântat o colindă așa de frumoasă. Ei au nevoie de colinzi bătrânii, că ei s-o logi acolo și zvârliți de părinții lor și de-a ghea mănâncă o cărmoajă de pâine și aia înjumătățită de infermierii lor și lor de colinzi le arde. Nu le arde de colinzi, mamă. Le arde să vadă că crește o generație sănătoasă și intră o infermieră cu bun simț, intră un doctor cu bun simț, un judecător cu bun simț, un inginer cu bun simț, un polițai cu bun simț. De ce? Făcându-le toate cu bun simț, să prospere societatea. Să prospere, adică să-l vezi pe bătrân că se bucură, pe copilul mic că nu știe prostii, pe cel mare că e educat. Ce frumos ar fi! Și spunea odată cineva iarăși. Zice, părinte, când făceam noi școală, tremuram înaintea profesorilor. Am prins și eu timpul ăla, că nu-s prea bătrân. Dar acum, zice, să iau de șiret cu profesorul. Pentru că-s proști profesorii. Aș mai ține eu cont că e al lui directorul cu tare și ce, numai 3 pe linie aș da. Ori mănâncă cartea, ori să se schimbe din școala respectivă. Și dacă fac toți în toate școlile așa, crește o generație de oameni sănătoși. Pentru că oameni de capacitatea lui Iorga sau a lui... Asta, cum îi spune, a lui Nichifor Crainic sau Voiculescu sau Stăniloae sau toți. Noi n-am avut un singur intelectual. Țara asta a gemut de intelectuali. Nu se mai nasc. Nu se nasc din catastrofe de asta. Eu când merg pe la Sfințiri întreb așa de ocazie. Zic, ce premiu ai luat la școală? Păi am luat premiul 2. Dar ce note ai? Păi am numai 9 și 10. Dar știi vă rugăciune? Nu știu niciuna. Păi dacă nu știe rugăciuni, fii sigur că nu știe nici poezii, fii sigur că i-a pus numai pentru liniuți și ce mai fac ei în clasă. Deci trebuie profesorul să intre activ
în viața copiilor, iar generația care apare astăzi de față să fie generația de sacrificiu. Bătrânii să sacrifice pe cei mai tineri care sunt capabili, iar aceștia capabili să sacrifice această generație de copii, să înlăture pleava. Sunt 100 de licee, sunt 100 de licee în tot Iașul ăsta și sunt o groază de vagabonți. Toate vagabantele fumează prin stațiile de autobuz la chioșcuri. Niște rochii scurte, pe ele haimanale, fără o uniformă, fără o emblemă, fără o pamblică, fără un batic în cap, că a venit democrația. Dar ce-ar fi dacă și în armată s-ar îmbrăca fiecare de capul lui? Sau în medicină fiecare de capul lui? Sau în mină fiecare de capul lui? Sau în miliție ar îmbla polițaiul în maieu și în chilot și ar întinde semaforul pe stradă? Stai, dă amenda. Băi, fraților, uniforma vorbește de caracterul omului. Ce-ar fi preotul să facă într-un taior și într-o pereche de pantaloni bufant Sfânta Liturghie? Sau când stai în genunchi la moliftă, să-i miroși unghiile netăiate de la picioare? Gândiți-vă la lucrul ăsta și nu râdeți că e păcat. Deci așa trebuie să fie și în școală, și în grădiniță, și în farmacie, și în medicină, și în juridică, și în toate. Până nu se intră sub statutul de uniformă și de disciplină, nu facem nimic. Pentru că Dumnezeu a rânduit în toate disciplina. Femeia să fie cuvincioasă, bărbatul să fie cuvincios, preotul să fie cuvincios, bătrânul să fie cuvincios, tânărul să fie cuvincios. Și când toate sunt cuvincioase, lucrurile decurg de la sine. Și încheiem Evanghelia. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa lui decât acela. De ce totuși vamesul s-o fi coborât mai îndreptat? Dumnezeu știe că cei ticăloși de jos n-au posibilitatea întotdeauna. Și iartă mai ușor, dar îi va judeca crunt pe cei ce pot și nu vor să facă. Și iarăși spune în final, cine se înalță pe sine se va smeri și cine se smerește pe sine se va înălța. Frumoasă formulă. David a spus-o altfel, să nu învie mie piciorul mândriei. Iar când a căzut, a spus invers, întru dreptatea ta, în veac nu mă voi clătina. Iar după ce s-a clătinat, după ce a greșit, după ce a căzut, după ce s-a pedepsit, a spus, păcatul meu îl cunosc și fără de legea mea înaintea mea e pururea. Ei, când o să vedem păcatul înaintea noastră pururea și fără de legea noastră, atunci să fiți siguri. N-o să ne mai arde să ne ducem la secte, n-o să ne mai arde să ne ducem la destrăbălări, ci să avem acea pocăință adevărată. Eu spovedesc aici de atâta vreme și foarte rar oameni care se lasă de păcate și se țin de calea bună. Mulți se întorc cu bună știință la aceleași păcate și îți dă formula aia magică. Părinte, sunt om, ce vrei să fac? Dacă ești om, fii om. Spune că ești neom și nu știi ce să faci. Iar dacă ești neom și nu știi ce să faci, leapă-te definitiv de biserică. Nu mai veni și năcăji biserica. Nu mai veni și o ataca tu cu fără de legile tale, pentru că prin prezența ta, deci prin faptele tale, biserica scade pe zi ce trece. Dacă la recensământul din nu știu care eram 87% ortodoxi, sunt sigur că peste un an sau doi, nu știu dacă vom mai fi 50%, iar în următorii 2-3 ani, până prin 2000 și ceva, oricum nu se sfârșește lumea la 2000, cum spun idioții, deci s-ar putea să nu mai fim ortodoxi. S-ar putea să avem în Iași și musulmani și arabi. Arabii trag la fetele moldovence cum pre vremuri în războaie, știi, când veneau tătare și furau cadâne pentru săraiul. Ei, acum vin ele singure, nu le mai răpește din palate. Ies pe stradă, se îmbracă indecent și arabii le fură în Volkswagen, nu le mai fură pe cai. Deci trebuie să ținem cont, avem posibilitatea de a ne face pașalâc turcesc, musulman. A doua, avem posibilitatea de americanizare. Și v-am mai spus eu ce-i cu America asta. Când Cristofor Columb a găsit bătând cu ciomagul nuci de cocos le poate mânca din copaci, Ștefan cel Mare zidise deja 53 de biserici în Moldova, caligraf împodobise cărți pentru toate neamurile și credințele și toate bisericile, trimisese și la Aton, trimisese și la Ierusalim, trimisese în toată Grecia și în toată țara românească și în Vlahia de astăzi. Deci trimisese cărți copiate și caligrafiate frumos în școlile de miniaturi artistice de la Neamțu, Putna, Bistrița, Hangu și multe alte biserici care astăzi nu mai sunt. Deci asta este. Și mai avem o șansă. Procesul de sectizare. Deci ne mai trebuie un pic și suntem secte în total. De ce? Care nu sunt sectari?
Deci care nu sunt sectari duși, convinși, plecați la secte, se adună astăzi și stau la taclale cu sectarii. Fac voile lor. Nu postesc ca sectarii, nu se roagă ca sectarii, nu se închină ca sectarii, nu merg la biserică ca sectarii, nu țin rânduiala creștină ca și sectarii. Deci sunt sectari convinși și admiși și sunt sectari în formare. Iar ultima formulă pe care o mai poate avea biserica și va cădea în capul nostru ca o plagă, este haosul și dezordinea care nici când armata și nici biserica nu va mai ține piept la aceste lucruri, ca să știți, atunci vine urgia și sfârșitul și nu urmează altceva decât nu sfârșitul lumii, sfârșitul unei nații, sfârșitul unui neam, sfârșitul unei glorii, sfârșitul unei istorii adevărate, sfârșitul unui popor care a avut la rădăcină două vițe, creștin și român. Deci asta se distruge în primul rând. Și când s-au distrus astea toate, balaurii de la Bruxelles, de acolo, care au calculatoare de alea Omega și Alpha, care cred ei că-s cât Dumnezeu de mari, bagă țara pe calculator acolo, aduce la proști mâncare cu vagonul și îi bagă pe toți ca oile la junghiere, cum spune prorocul David în psalm. Zice, și s-au pogorât în iad ca oile de junghiere. Când mănânci pe spinarea străinului și te îmbraci pe spinarea străinului și înveți pe spinarea străinului și trăiești pe spinarea străinului și vorbești ca străinul și faci neravurile străinului, deja nu mai ești român, nu mai ai țară și deja de mult ești plecat din Europa. Ei știu ce spun când spun vorba asta. Zice, plecarea din Europa, intrarea într-o altă Europa, este o Europa ortodoxă și o Europa drăcească. Urmează acum să deschidem porțile Europei pe care Ștefan le-a legat cu sabia, cu mânieri de cruce și spune, zice, de va cădea această poartă a creștinătății, va cădea întreaga Europa. Auzi, la 1457. Deci dacă va îndrăzni străinii să smulgă scutul ăla și să smulgă sabia aia cu mânieri de cruce de la poarta creștinătății, adică din Europa, din România ortodoxă, celelalte popoare cad de la sine, nicăieri nu sunt moaște, vestigii, biserici, monahi, preoți, credincioși și creștini cât are România. România, la ora actuală, este un punct duhovnicesc foarte pe fața întregului pământ. Toți vorbesc, suntem în atenția la toți, toți ne urmăresc, toți ne speculează, toți ne spionează și în același timp ne injectează cu sida lor necredincioasă. Deci ne injectează cu mizeria Occidentului. N-au adus americanii nimic bun. Dacă aduceau un vagon de dolari să-i răstoarne în București, te închinai în fața lor. Dar au adus un vagon de reclame și de mizerii care l-au împânzit în toată țara asta și crezând că dacă am lipit Coca-Cola pe păreți nu ne mai este sete, dacă am pus femei goale prin magazine nu ne mai este foame, dar dacă ar fi câțiva creștini credincioși să umple niște sticle cu benzină incendiară și japă în taraba aia să ardă tot să nu mai strângă decât scrumul. Și când l-ar prinde să zică, da domnule, eu plătesc ziarele alea, dar de ce ai făcut-o? Pentru că sunt creștin și cred în taina cununiei, nu în dezmăți. Deci vezi câte se pot face pe linie ortodoxă? Vezi cum îi putem scoate din țară? Prin bobârnace, nu prin forță. Adică în momentul când nu va mai fi magazin de desfacerea mizeriilor, atunci românul este pur român. Deci nu ne mai facem noi probleme cum vine Antihrist și cum intră. Antihrist vine pe subtile, iese pe subtile și ne corupe pe subtile. Noi trebuie să fim înarmați, cum a spus Mântuitorul. Nu știți când vine vremea și ceasul care vine Fiul omului, deci nu știm sfârșitul. Nu știți în care vreme Satana umblă să înghită ca un leu, deci trebuie să ne ferim de el cu rugăciunea, și dracii ies cu post și rugăciune, deci trebuie să ne pregătim de post. Și pentru că începe marele post și vor mai fi încă două duminici în față pregătitoare, duminica viitoare e numai a desfrânării. Desfrânare și spirituală, desfrânare și trupească, și socială și tot ce vrei, fiindcă nu există desfrânare numai în sensul păcatului. Iar a treia va fi duminica înfricoșatei judecăți și atunci vom vedea la înfricoșata judecată unde merg păcătoși și drepți. Până atunci să fim pregătiți cu conștiințe curate. Deci, ne pregătim pentru post cu toată smerenia. Icoană în casă, candelă în casă, psaltire în casă, ceaslov în casă, îndreptar de spovedanie, cărțulia de rugăciune în mapă la servici sau în buzunar. Și întotdeauna trebuie cultivat acest creștinism, nu prost, fanatic, pios, de la cu broboada pe ochi, ci concret. Bă, studentule, bă, prietene, bă, muncitorule, ești ortodox, tu de ce faci așa? Mustrându-i azi, mustrându-i mâine, mustrându-i poi mâine,
o să vedeți că nu o să se împrăștie râia mai tare. Pentru că o să vină o vreme când nu o să mai avem nici cui vorbi, nici de ce vorbi. Azi să fac biserici, dar să pierde numărul creștinilor. Să facem invers, să oprim zidirea de biserici, că nu folosește la nimic, și să oprim dărâmarea creștinismului. Deci să trecem concret la obiectivul de bază. Puterea sufletească, puterea rugăciunii, puterea de mântuire și puterea de întâlnire cu Iisus Hristos. Amin, amin.